Unde a dispărut mama ei, bro? Oh my god, uite-o! Bă! Ce se întâmplă cu femeia asta? O să-și dea cu capul de ușă. Eram sigură. Astăzi reacționăm la Life of Luxury. Sincer să vă spun, băieți și fete, nu mi-a venit să cred când am văzut că băieții de la Life of Luxury au postat un nou videoclip. Eu personal nu credeam că o să mai văd un episod nou de la ei vara asta, pentru că până la urmă mai sunt gen 3 zile din vară, însă se pare că ne-au făcut o surpriză. Acest videoclip se numește She Gave Birth to It During the Night și zice, să vă spun, băieți și fete, mi se pare un titlu foarte ciudat, pentru că titlul, să spunem așa, tradus în limba română, spunem că i-a dat naștere acelui obiect în timpul nopții, știi? Pentru că dacă era o fată, zicea to her, și dacă era un băiat, zicea to him, dar zice to it. Adică i-a dat naștere, it folosești pentru obiecte, nu pentru persoane, știi? Adică ce a născut femeia respectivă? Un băiat, o fată sau ce a născut? Probabil o creatoră ciudată, că de-aia zice it. Însă hai să vedem care-i treaba, hai să vedem, fraților, cu Parker. Ce zici, Parker, fățioro? We were contacted by a girl named Lucy, who is concerned because her mom, Gloria, became pregnant and she thinks her mom conceived the baby in an unnatural way. Lucy thinks that if her mom gives birth, there's going to be something horribly wrong. Ok, fraților, ideea e că au fost contactați de o fată pe nume Lucy, care are o mamă pe nume Gloria, care este însărcinată. Lucy crede că ea a rămas însărcinată prin niște căi foarte, foarte ciudate și crede că dacă cumva maica sa naște, o să se întâmple ceva foarte, foarte nașpa cu bebelușul. Ba, acum asta mi se pare niște probleme de familie, fraților. Nu știu cu ce pot ajuta doctorii Parker și Chester până la urmă. Da, uite, nici nu știe, fraților, nici nu știe cum a devenit gravidă. Ok, și de când este gravidă, de când are acest copil cică în ea, care, bă, vă zic, de ce nu m-am uitat înainte la videoclip? Sutra asta e o creatură, nu-i niciun copil, băi, și fete, ascultați aici la mine, nu m-am uitat înainte, mă jur. Dar vă spun eu, 100%, las că vedem la final. Ci că a devenit, se poartă foarte animalistic, se poartă foarte, foarte ciudat. Și cică miroase foarte, foarte urât. Și ne-a trimis acest videoclip pentru dovadă. Asta e camera, gen, aici filmează Lucy. Asta e maica sa. Sora mea? Ce-i neregulă cu femeia asta, bro? Mama? Now Lucy thinks her mom is going to give birth soon and she needs our help convincing her not to go through with the childbirth or something horrible will be born. Oh my god, ok, deci Lucy, fraților, îi cheamă pe ăștia ca să o convingă pe mama ei să nu mai dea naștere, nu știu, să facă avort sau ceva de genul, pentru că e 100% sigură că dacă naște, uite, something horrible will be born, o să se nască ceva oribil, adică o creatură, bă, merge mintea, fraților, deja sunt expert. And see what's going on with this family. Ok, deci o să se ducă la ea acasă și o să vadă care e treaba cu această familie. Bă, deja merge minte, frate, deja știu tot despre Life of Luxury. Bun, și aici am un sponsor, băi și fete, în cazul în care nu știați, facem așa ceva de 30 de secunde să vă zic așa informativ. Băieții de la Life of Luxury voiau să închidă seria Life of Luxury, adică, da, în cazul în care nu știați, ultimul episod cred că a fost în martie, dacă nu mă înșel, ăla putea să fie ultimul episod Life of Luxury, deoarece o companie le-a furat banii de pe canalul de YouTube și nu mai aveau bani, erau săraci, nu știu ce. Însă, ci că acum se judecă cu ei și ideea e că o să facă rost de bani și o să fie totul bine și o să continue să posteze Life of Luxury, da? Și uite, ca un sponsor, deci probabil sponsorul ăsta i-a ajutat Raid Shadow Legends să facă, cum îi spune, să facă videoclipul ăsta, că ei n-aveau bani, că le-a furat compania aia. În fine, haide să mergem mai departe. A luxury production. Let's go, baby. Bro, why are we getting involved with this family? Desigur, desigur că începe Chester, băi, și fete, bă, să știți că la început Chester mi s-a părut enervant, însă acum mi se pare logic, băi, și fete, de ce te duci aici? Uite, acum zice, cine pasă nouă că femeia o să dea naștere la ceva creatură? Cui pasă, bro? Nouă nu ne pasă, îi pasă ei și lui fiică sa. Because Lucy says her mom has become unstable. Ce că pentru că maica se e instabilă. Dar nu puteți face nimica. Corect, Chester, corect, frățiorul. Și dacă e periculoasă. Ok, el crede că Lucy doar exagerează. Ok, bun, deci Parker, fraților, atinge prostia lui cote maxime. Deci a zis că de fapt Lucy, el crede, deci el nu crede că Lucy e într-adevăr îngrijorată.
El crede că Lucy este doar geloasă că odată ce maică-sa naște acest copil, practic maică-sa nu o să mai bage în seamă și o să se ocupe de copilul nou. Lucru care mi se pare oribil, bro, n-are ce sens. Se numește gelozie între frați. Ce că n-ai o diplomă în psihologie. Ce că și nici nu știm cum o să dea naștere maică-sa. N-ai nevoie de... Mamă, doar face, parcă asta, nu știi ce s-a întâmplat, că n-ai nevoie de o foaie de hârtie ca să ajungi pe cineva, da. Nici eu nu sunt doctor, dar veniți să vă ajut, că n-am nevoie de o foaie de hârtie care să-mi arate că sunt doctor. Hai să vedem. Ok, săracul Chester, fă-ți-o ce să facă acum. L-a tras asta după el, ce să facă? Sunt chiar super curios. Se pare că o să se ducă acolo. Sunt curios cum arată casa, 100% e ceva casă, dai abandonată, vai de capul și de zile ei. Ok, ok, frate, se pare că am greșit. Ok, se pare că am greșit. Foarte frumoasă casa, hai să mergem înăuntru. Mergeți înăuntru, băieți, dar aveți grijă. Ok. Bate la ușă, bate la ușă, țiru. Cine e asta? A deschis mama? A, ba nu. Asta cred că e Lucy, nu? I know this is weird, but your daughter emailed us. She says she's concerned about you. Băi și fete, asta nu cred că, deci, ok, cred că Parker le confundă, că o zis că... Știu că asta este ciudat, însă fiica ta ne-a scris un e-mail și ne-a spus că este îngrijorată în legătură cu tine, dar nu cred. Cred că asta e Lucy. No, that was me. Eu eram Lucy, Lucy cam bătrână. I emailed you. Eu ți-am dat mesaj. Wait, so your mom is pregnant? Adică mama ta, mama o face, a rămas gravidă la 80 de ani sau cât o avea, băi. Yes, she's extremely pregnant. Este foarte gravidă. Deci probabil nu-i gravidă, băi, și vede că gravidă naște un bebeluș, probabil are altceva. Well, can we come in and see her? Putem să vedem, să venim înăuntru și să vedem, she's da. In the other room. Este în cealaltă cameră. Follow me. Veniți după mine. Eu a zis să nu. Eu a zis să nu. How old is her mom? Uite cât are maica, să vă și am zis la fel, fraților. Downstairs. De ce se mișcă scaunul singur, bro? Oh, no. What? Era aici, Doamne. She's gone? Well, where did she go? Unde s-a dus? Bă, ce cu oamenii ăștia ciudați, bro? Este foarte instabilă în seara asta. Hold on. Chester, ce faci? Trebuie să mă duc la mașină. Pleci rapid? Hopa, ia uite-o pe maică sau ok, Chester, frățăra, a vrut să abandoneze situația, a zis, bă, a, mă, parcă lasă-o cu prostiile tale, au plecat de aici, mă, lași-o în pace și asta, deja plecați? Ce e acolo? Așa, dar... Nu poți să pleci acum, bă, frățăra, dar asta pare o bătrânică normală. Ci că vă fac fursecurile mele speciale, eu n-aș mânca fursecurile ei speciale, fie vorba de rău. Asta e maică sa? Da. Ok, eu n-aș mânca fursecurile ei speciale. Hai să vorbim cu ea. N-aș mânca fursecurile speciale. Eu zic să nu. Eu zic să nu. Eu zic să nu. Mă, un băieș, vede, au păr pe ele? Bro, Jesus Christ. Aoleu, bro, ați mânca asta. Uuuu. Cum ar fi să-i oblige să mănânce? Ok, can you please sit down now? Poți să stai cu noi jos? Ok. Bro, ce salea. Thank you for sitting down. It's my pleasure. Este plăcerea mea. Yeah, so Lucy, you emailed us because you're concerned about your mother Gloria's pregnancy. This isn't natural. Asta nu este natural. Ok, faci, deci na. Știți povestea, ea crede că nu e natural ceea ce se întâmplă aici, ceva la mijloc, e ceva forță. Are 78 de ani, oh my god, bro! Nu cred că poți să rămâi gravid la 78 de ani, nu? Adică, eu la fel, știu la fel de multă biologie ca frățiorul Parker, dar n-am nicio treabă.
I don't know how this happened. Da, n-ai cum să rămâi gravidă la 78 de ani. Have you tried asking her how she conceived this baby? Ai întrebat-o cum... How could I ask her? She lost her mind years ago. Deci femeia e nebună. Și că a luat o razna de ani de zile. N-a întrebat-o cum... dacă a lăsat-o cineva gravidă sau ceva de genul. Mamă, cum ai fost gravidă? Well, you see, dear, your father and I loved each other very much. Deci nu m-am uitat, repet, dar fii atent. A zis că, păi, am rămas gravidă pentru că eu și tatăl tău ne iubim foarte mult. Fac pariu că tai că sui mort. Fiți atenți. Eu zic așa, deci, bă, înseamnă că le știu prea bine. Dad's been dead for... Bă, merge mintea. De 10 ani a murit taică său. Bă, merge mintea. Gloria, merge mintea. This isn't natural for you to... Asta nu e natural, bro. Can you please tell us? Exact, cum ai făcut rost de un bebeluș la vârsta asta? How did you become pregnant? Nu poți. Ce faci, soră mea? Oh dear. It seems like my water broke. Mi s-a spart apa. Dude, my socks are getting wet. I s-a spart apa. Frate, iar eu nu știu cum funcționează asta, dar asta nu înseamnă că o să nască. I think your mom is going into labor. You need to help us get her set up. Mamă. Yeah, I have something for her by car. Ce, că trebuie să ducă la ea în mașină. Dude, where's she going? Fraților, asta i s-a rupt apa, adică asta o să nască. Așa funcționează, adică nu știu. Bă, și nu spune că Lucia aia a plecat. Chester. Lucia a plecat, fiți atent, fraților. Lucia a plecat, a fugit și a lăsat pe ăștia cu asta aici. Și Chester o să zică, bai să plecăm, dă o naiba pe baba asta. Dar Pascul o zice, nu bă, cum să o lăsăm pe baba aici, știi? Uitați-vă la ciudata asta, bro. I think she's coming right back. A plecat cu mașina, v-am spus, bro, bă, v-am spus. Bro, she's gone. A plecat. She's not coming back. Nu vine înapoi. We gotta go help Gloria. Trebuie să o ajutăm pe Gloria. She's going into labor. Bro. She's going into labor, băieți și fete, înseamnă că naște, practic. I don't even think that... Hopa! Salutare, băieți. Gloria, your water broke. We gotta get you set up. You're gonna have your baby. O să naște acum. Do you two wanna do a puzzle? Vrei să facem un puzzle, sora mea? Ți-ar trebui puzzle-uri? Ești nebună? Ok, e nebună, că a zis. Are you ready to give birth now? Și că Gloria, o să dai naștere, lasă puzzle-urile, sora mea. Not yet. Nu încă. I have to find some games for us to... Trebuie să găsești niște jocuri pentru noi să ne jucăm. Sora mea. Plecați-mă de aici, mă. Plecați-mă de aici, mă. Dude, this old lady's nuts. Let's just go to her car. Hai să mergem acasă, afară. Sooner or later, she's gonna give birth. Ok, frățiu, bă, v-am zis. Asta vrea să plece, un om normal, frățiorul Chester, dar parcă l-a luat o razna, vrea să o ajute pe baba asta să dea rastele la un demon. N-are niciun, n-are cum să iepă bebeluș la vârsta asta, bro, cred. Și de ce a plecat fiica sa, că e frică? Nu știu dacă e o idee bună, băi și fete. Bun, ideea e că lor acum le este somn. O să se ducă să se culce, băi și fete, și o să pună niște camere ca să vadă dacă cumva asta dă naștere, știi, să o ajute. Chester, frățioare, ai luat-o razna, bă, frățioare, ai luat-o razna. Doamne, oribil. S-au dus să se culce, partea noastră favorită, băi și fete. S-au dus să se culce, bro, holy shit, man. Uite, ce stă doamne fără ochelari, ceva insane. Ora 12:30. Unde-i sora noastră? Oh my, desigur. Desigur că e pe scaun și se leagănă, desigur. Cum putea să fie altcumva? Nu putea. Cred că o să se întâmple ceva foarte nașpa aici.
Mamă, deci asta stă deja de aproape o oră, fraților. A adormit. N-a adormit, nu. A fugit. Ăștia dorm. Unde-i baba? Ah! Bro, ce face? Era sub pat? Bă, ce face baba? Fraților, unde s-a dus baba? Soare meu! Ați văzut acolo? Poftim? Bă, ce-i în regulă cu ea? Soră mea, calmează-te! Unde vrea să intre? Unde vrea? În camera lor? În camera lor vrea să intre! Bă, vrea să intre în camera lor, oh my god, Parker! Chester, treziți-vă! Ai auzit asta? I am the vessel. What? What you doing? E posedată, bro. Straight up, e posedată. I can't make this shit up. Come on. Bro. Fraților, ce se întâmplă cu ea, man? A dispărut? Ah! Is she there? It's time for me to give birth now. Este timpul să nasc. Este timpul să plecați, băieți. Doar atât vă spun. Este timpul să plecați. Asta este... Asta este sfatul meu pentru voi. Dude. Este timpul să plecați, bro. Get out of here. De ce țipă, sora mea? Okay. Mamă, dar de ce are totul amplasat aici? De ce ne chidu ăla negru, bă? Doare. Bravo, sora mea, normal că doare. Dar nu e apă. I se sparge apa. Nu e apa, e chestie neagră. Apa n-am ce. Împinge. Pleacă din corpul meu. Ce e aia, bro? Aia a murit? Ce-i aia? What is this stuff? Frațu, ce-i aia? Ce-i mă chestia aia? Păi și aia a murit, bro? Pe okay. Baba. Ce-i aia? Frațu, ce-i aia? Trebuie să plecați. It's gone. A plecat. What? N-a plecat. Where'd it go? O să sară. Poftim! Bro, cum să dai naștere la așa ceva? Au trecut gen 2 minute de când ai născut. Fugiți, bro! Let's go!
Bro, fugi, bro, fugi. Bro, fugi. Aici ați fugit, bă, fugiți mă afară. Dude, what the hell is that thing? I don't know. Did it follow us? Ne-a urmărit până aici, bă, fugiți mă de aici, nu mai stați aici. A, ba nu, s-a dus la asta. S-a dus la asta, bro. No, nu-mi spun... No, nu. I think it's gone. Cred că s-a dus. Ok, că trebuie să plecați. Vine baba. Dude, there's something there. What? E baba. Nu, dar s-a întâmplat ceva cu baba. S-a întâmplat ceva, numai ea. What are they doing? Bro, fugiți de aici, vă rog eu. Chester! 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 Hai că a plecat și el. Da, unde le e mașina, bro? Au, au fugit în pădure. Oh my god, man, what an episode. S-au dus la mașina lor și după s-au dus acasă. Am încercat să sună pe Lucy și pe Gloria și să le întrebăm dacă știu la ce au dat naștere. Și niciuna dintre ele n-a mai răspuns. Bro! Fraților, scrieți la comentarii de câte ori v-ați speriat, eu de vreo 100 de ori.